Și ei, noi eram la ușă aici, înconjurați. Și omor doi ofițeri până la nemți acolo să ne primească și eu dezbrăcat și eu trimis fără cizme, lui lua cizmele. Și eu trimis înapoi să ne spune că noi suntem prizonieri la ruși, nu ne primesc nici nemții, dar dacă vrem să mergem, adică o tras, o bit, ofițerii și mi-au spus, era un capitan de la artilerie, unul apostol și un medic de la noi, chiar din divizia noastră. Și apoi mi-au spus, dacă sunt prizonieri, fraților, trebuie să stăm aici, să vedem că ce o să fie. Și a venit un cavargon călăreț, sovietic, acolo. Și-o strigat acolo, de voie, nu știu ce, vreau să știu de ce e acolo. Că am căzut prizonier. Și cineva dintre ei l-a pușcat. Și-a murit ăla. Și acum a venit altul și de aici și până aici spune cine l-a pușcat, că după tăți vă puși de acolo. Era mulți acolo. Și-o pușcat că era să ne puște. Și-a venit un ofițer sovietic. Și-a zis că ce vrea să facă să ne puște? Și-a zis că l-a înjurat pe ala care a vrut să ne puște pe el. Și l-a înjurat de mamă și eu poimat, eu zic că te nu știu ce și să-l puște pe el, zice, tu vrei să omori atâția oameni, mă, zice, îmi spune alții care nu știam eu rusește atunci. Și cum s-a rezolvat acolo? Și apoi am scăpat de acolo și eu spus că n-am avut tare, că mi le-a lăsat unde de unde am plecat. Eu spus că suntem prizonieri și o să mergem la Pașcani și să ne rolăm în armata, să ne urmăm, adică să ne echipăm și mergem, luptăm contra nemților înainte, la Pașcani. Mi-am dus la Pașcani și la Pașcani tot așteptam, că zice că vin la vor și ne dă hane și ne dă armament și luptăm contra nemților. Și? Ce s-a și de acolo ne-au venit ostașii ruși și eu un colonat și eu trecut la Botoșan, mi-au dus până la Botoșan, pe jos. Pe jos am plecat de la Pașcani până la Botoșan, trecut plutul, nu știu pe unde, că m-am uitat de atunci. Și eu dus până la Botoșan. La Botoșan, când am intrat în lagăr, nu în lagăr, că era un țar, ca așa, făcut cu sârmă, rote, nu era lagăr. Era santinezii, rote. Era acolo cu sârmă și când am intrat acolo, niște civili. Când am intrat, apoi era niște civili și ne da cu botele și pe noi și pe nemță și ne umfla cu botele. Și înainte de a intra în Botoșani, da, au fost și niște nemți acolo. Și pe nemți de pușcat. Acolo, când i-au prins? Da. Înainte de a intra acolo în lagăr. Dar de ce credeți? Și am intrat acolo, eram mulți acum, sigur acum. Numai de la noi eram din divizia noastră, că era și divizia care au Foleaș, că eram aproape de Iași, noi acolo. Și apoi de acolo ne-au scos și ne-au dus de la Botoșani până la Bălți, pe jos. De pe jos. Sigur că dimineața durneam, că era vară, în august. Și dimineața când ne sculam, trăgeai cu mitraliera sub și atunci tăi ne sculam, că era colona mare, domnule, nu, mare era. Și apoi când ne-am trimis tot de la Botoșani până la Bălți, în multe comune de acolo era pe dreapta și pe stânga ciuberii de astea cu apă și mâncare chită, că nu era voie să fie să de nouă mâncare. Dar dacă le punea coale când veneam, sigur că apuca fiecare care rămâne. Da. Nu trece cum unde era, dar era câte cum unde era și apă de băut și era nu știu ce. Și în Ștefănești o fată a venit și a aruncat un sac de pâine uscată, un sac, la prizonier, de acolo, din Murat de Ghelăie. Și atunci l-a pușcat un rus pe fată, l-a pușcat un ticior. Și era și neam și mărți un medic neamț acolo și eu, ce știu, făcut o pansat și nu știu ce. Noi am plecat mai departe, n-am stat. Da, și pe la Bălți, mi-au îmbarcat pe tren de la Bălți. Și i-au dus până la Marșanski, lângă Moscova. Acolo era un lagăr de refacere la marginea, o pădure. Acolo ne da câte 100 grame de pâine, la zi. Acolo mulți au
venit acolo, pentru că nu rezistat. Am stat acolo o lună de zile. După o lună de zile ne-au ales care au fost mai nu știu ce și ne-au îmbarcat la tren. E la Bărți. La tren erau niște vagoane de alea mari, rusești. Eram câte 25 acolo într-un vagon, poate și 30. Și ne da câte un săculeț de cartofi, era două sobe în vagon. În dreapta și în stânga acolo. Și ne-au dat câte 20 de cartofi, dar zid. Și cărbuni au pus acolo, au făcut foc. Și cu aia am trăit cu două săptămâni, adică nu un sac, ne da. După ce îl gătam la câteva gări, ne mai da câte un sac. Dacă murea câte unul, nu-i spunea că a murit, că dacă spunea că a murit, dă mai puțin cartofi decât unul, așa, păi... Când, dacă murea unul, unde murea, știa că unde să-l arunce jos în gara, adică sigur că nu era cu el în jos. L-a aruncat jos în gara, păi sigur că îl ducea undeva să-l îngrope, nu știu. După două săptămâni am ajuns în Caraganda. Și acolo era mai multe secții, în Caraganda. Acolo era mare, un lagăr mare era, bun. 12.000 de prizonieri în toată Caraganda. Am fost la secția a doua, era cărbuni, era și de cupru și de scărbuni, da? Am fost la minele în cărbuni, în Caraganda.